pe un tronson se circulă, pe altul se lucrează. Vorbim despre strada Oituz din Slatina, cunoscută ca varianta de ocolire a municipiului. Primarul Slatinei, Emil Moț, alături de cei doi viceprimari și de reprezentanții DASIP, a mers astăzi să verifice stadiul lucrărilor. Astăzi am verificat progresul lucrărilor la varianta Oituz, pe tronsonul 1, între Hanul Cireașov și intersecția cu strada Carol I. S-au turnat primele două straturi de asfalt și s-au amenajat trotuarele, iar circulația rutieră a fost reluată pe această porțiune, a scris edilul pe pagina sa de Facebook. Se lucrează acum pe tronsonul 2 al străzii Oituz. Muncitorii au început cu decopertarea asfaltului. În timp ce pe primul tronson finalizat se circulă deja, traficul fiind reluat în condiții normale, pe următorul tronson se lucrează intens. Muncitorii decopertează asfaltul, urmând să toarne altul nou și, de asemenea, să amenajeze trotuare. Așa cum anunțasem, suntem pe strada Oituz, unde deja, începând astăzi dimineața, am deschis tronsonul cuprins între magazinul de mobilă și intersecția cu strada Mărășești. În același timp s-a dat drumul la primul tronson, cel cuprins între generatorul fostului Han Cireașov și magazinul de mobilă. Iar după ce intri dinspre strada Pitești pe acest tronson și respectiv vii dinspre strada Vladimirescu, traficul se va devia prin intermediul străzii Carol I. Reprezentanții DASIP spun că aceleași lucrări vor fi făcute și pe tronsonul 2 al străzii Oituz. Începem cu aceleași operațiuni, aceleași categorii de lucrări, practic cu decapare, săpătură, aștene de material petros, balast stabilizat, borduri și la sfârșit turnarea celor două straturi de asfalt din cele trei. Se lucrează între intersecția cu strada Carol I și strada Mărășești. Așadar, până la finalizarea acestui tronson, locuitorii străzii Oituz pot circula pe sectorul de drum cuprins între străzile Ionașcu, Nicolae Titulescu și strada Mărășești. Mesajul autorităților și cel al poliției către șoferi este să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită.